Apare frecvent vara sau primăvara, este virală și debutează cu febră. Și vorbim despre herpangină, o boală ușor transmisibilă care îmbolnăvește tot mai mulți copii. Creșele, grădinițele și școlile încep cu pași repede să devină adevărate bombe cu ceas, pentru că un singur copil bolnav poate pune la pat alți 10, spun medicii. Durere de gât, cap, febră. Au stat acasă? Au stat acasă, da. Cam cât? O săptămână, maxim două. Între 5 și 14 zile. Au avut și alți colegi bolnavi sau cum? Au avut, da. Da. Cât e dintr-o clasă? Cred că maxim 10, între 5 și 10 într-o clasă, da. Am observat eu bubițele. Durere, disconfort. Tot mai mulți copii au fost diagnosticați în ultima perioadă cu herpangină, o afecțiune virală extrem de contagioasă care pune în dificultate părinții. Putem să observăm o creștere pe boli eruptive, inclusiv pe herpangină în perioada aceasta. Este o boală frecventă la copiii care se află în colectivitate și e dată de un virus numit Coxsackie. Acum, transmiterea de obicei este pe cale aerogenă sau prin contact cu suprafețe contaminate. Odată contactat virusul, simptomele apar imediat, debutând cu febră și durează până la 10 zile, timp în care bolnavul trebuie să stea în izolare. Ceva specific pentru boala asta ar fi ulcerațiile la nivelul cavității bucale. Și camerele de gardă ale spitalelor devin din ce în ce mai aglomerate, iar aici riscul de îmbolnăvire e cu atât mai mare, spun părinții speriați. E pericol ce e cu virus, cu astea, și problema e că n-ar trebui să ne lase pe toți la grămadă în sala de așteptare. Pentru că probabil dacă eu vin cu copilul meu cu febră, cu temperatură, cu o gripă, alți copii sunt cu enterocolită sau cu probleme la plămâni sau, Doamne ferește, alte probleme. Aici se îmbolnăvește cu mai multe lucruri. Ca în cazul tuturor infecțiilor virale, tratamentul herpanginei nu trebuie să includă antibiotice, iar medicii atrag atenția că această boală eruptivă specifică copilăriei se poate transmite adesea și la adult pe fondul imunității scăzute. Astăzi este zi de mare sărbătoare pentru creștini, este Buna Vestire și prima zi de dezlegare la pește din postul Paștelui. Tradiția spune că astăzi oamenii nu trebuie să se certe pentru a nu avea necazuri tot anul. În Maramureș, sătenii au aprins aseară focuri ca să alunge răul, așa cum au pomenit din moși strămoși. Lele Mărioară, de astăzi cântă cucu. Da. Ai bani în buzunar? Am ceva bani. Ai? Și gătată, scurată. Sărbătoarea Bunei Vestirii reprezintă, potrivit calendarului ortodox, ziua în care Arhanghelul Gavril a adus vestea Fecioarei Maria că va naște un copil, care va fi Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Situată în imediata apropiere a echinocțiului de primăvară, când rândunelele se întorc din țările calde și cucul începe a cânta, această zi mai poartă și denumirea de Ziua Cucului. De astăzi începe să cânte cucu. Așa mai este și numită această zi, Ziua Cucului. Dacă toată iarna această pasăre a fost uliu, de astăzi cucul începe să cânte până la sânziene. Atâta timp cât mai există bătrâni în sate, acest obicei se mai păstrează. Nu știm ce va fi după ce ei nu vor mai fi. Sărbătoarea este denumită în mediul rural Blagoveștenie, iar potrivit tradițiilor, astăzi se purifică livezile și grădinile unde se aprind focuri pentru alungarea răului. Să ne ferească bunul Dumnezeu de gheață și de... Să alunge toate spiritele răli. În multe zone din țară, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie. În localitatea Groș, din Maramureș, gospodinele harnice au aprins focul de la 5 dimineața. În sat e mare concurență. Despre cel ce aprinde primul focul, se spune că e foarte gospodar. Am pregătit ieri, am curățat până în grădină și l-am făcut. Dimineața ne-am sculat dimineața să fim noi primii la făcutul focului, să nu iei alții înaintea noastră. Cam pe la 5, ca să se vadă, că noaptea să vede focul mai bine. Tot potrivit tradiției, gospodinele sperie copacii pentru a da roade. Cel ce nu rodește e amenințat cu securea că va fi tăiat la toamnă. Buna Vestire este prima zi de dezlegare la pește din postul Paștelui. La sate, oamenii spun că nimeni nu trebuie să se certe pentru a nu avea necazuri tot anul. Însă dezlegarea la pește vine cu prețuri pe măsură. Dacă în anii trecuți oricine își permitea să pună pește pe masă de Buna Vestire, acum oamenii se gândesc de două ori înainte să cumpere. Mulți preferă congelatele pentru prețul mai mic. În schimb, în pescării și în restaurante, comenzile curg în zi de sărbătoare. E un lux acum față de carne.
Da, peștele Ux. Altădată considerat mâncarea săracului, acum peștele nu mai e pentru oricine. Forfota din piețe de dinainte de Buna Vestire, când este și dezlegare la pește, a fost înlocuită de o plimbare prin fața galantarelor. Clienții vin, se uită și pleacă acasă cu mâna goală. Am vrut să iau scrumbie, dar m-a speriat. De ce? 57 de lei. Așa se face că oamenii au dat peștele proaspăt pe cel congelat pentru că este mai ieftin. Macroul este în topul preferințelor. Dacă un kilogram proaspăt costă 21 de lei, cel congelat se vinde și cu 16-17 lei. Avem bani mai mulți. Nu avem bani mai mulți să luăm mai scump. Ați luat proaspăt sau congelat? Congelat. 3 bucăți. Câte una de persoană. Pe luăm și conserve, da. Ajuns, doamnă Macroul, peștele românului. Cred că ăla e. Dar și ăla s-a scumpit, vă dați seama. Pentru ăia mai săraci. Macro, un lux. Da, un lux. Cei în vârstă sunt cu congelatele că e mai ieftin. Somon, înainte dădeam pe un bax de 22 de kilograme, dădeam 800 de lei. Acum dau 1700 de lei. Deși datele de la Institutul Național de Statistică ne arată că peștele s-a scumpit cu numai 23% în ultimul an, în realitate scumpirile sunt mult mai mari. Așa se face că un kilogram de file de somon a ajuns la 125 de lei, cât jumătate de gram de aur. Nu puțin sunt cei care cumpără peștele cu porția. Da, o bucăți, că nu le permite pensia mai mult. Un pește, am dat 10 lei, uite, de aici, de ăsta, în colț. Atât un pește? Atât. Păi dacă nu avem bani. Totuși, în restaurante, în săptămâna cu Buna Vestire a Postului Mare, se înregistrează întotdeauna o creștere a comenzilor, inclusiv pentru fructele de mare. Avem somn, avem sturion, avem păstrăv, avem dorada, avem biban, avem calcan. Numai că anul acesta, atât pescăriile, cât și magazinele online s-au confruntat cu un val de scumpiri. Față de anul trecut, a crescut cam cu 30%. Dacă peștele vine mai de departe, costurile de transport și de logistică în general sunt mai mari. De Buna Vestire și de Flori sunt vânzări importante, este normal ca eu să conserv prețurile, ba la unele să le și micșorez, câștigând îndevăr. Da? Deci este o strategie. Anul acesta, spre exemplu, au mers foarte bine saramurile. Față de anul trecut, când a mers mai bine peștele prăjit. Clienții au călătorit și au început să aibă ceva influențe mediteraneene și să guste și fructele de mare. Un borș de pește costă 17 lei. O porție de pește prăjit cu mămăliguță pornește de la 35 de lei, iar preparatele cu fructe de mare încep de la 40-50 de lei. Iubitorii de animale își dau întâlnire weekendul acesta la Sophisticat. Cele mai frumoase pisici vor putea fi admirate în cadrul ediției speciale de anul acesta. În total, 200 de exemplare se vor întrece într-o competiție pentru un loc pe podium în lumea pisicilor. Diana Buzea este alături de noi de la eveniment. Bună ziua, Diana! Despre ce este vorba acolo? Ești în direct, ascultăm! Bună ziua! Bună ziua, Silvia! Sophisticat, expoziția deja bine cunoscută și îndrăgită de cei care iubesc pisicile, revine și în acest weekend la Sala Palatului cu o ediție aniversară. Flori și pisici. Alături de noi este Candice Dragotă. Dragotă, spune-ne, este organizator aceasta. Spuneți-ne, în primul rând, câte exemplare avem. Peste 200 de exemplare pot fi admirate în acest weekend. Există pisici cu păr lung, semilung, cu păr scurt sau chiar fără păr, pentru toate gusturile. Mai spune-ne, va exista și o competiție, din câte am înțeles. Da, este concursul Best in Show, care se desfășoară la sfârșitul zilei, unde vor fi premiate pisicile care vor fi nominalizate la acest Oscar al pisicilor. Avem și noi aici un exemplar, îl filmează colegul meu acum. Ce rasă este? Este un frumos exemplar de Maine Coon și proprietarul aici de față poate să dea detalii. Spuneți-ne cum îl cheamă mai întâi. Îl cheamă Pancos Elros și este un mascul de 3 ani, un reprezentant de seamă al felisei noastre, care participă la foarte multe competiții internaționale și naționale și suntem foarte mândri de el. Ce ar trebui să știm despre această rasă? Această rasă este extraordinar de iubitoare, foarte apropiată de stăpânul ei și prezentă în viața lui. Va participa și mâine la concurs. La ce categorie? Va participa, da, și mâine la concurs și pe lângă el nu numai Elros, va fi și tatăl său, Marvel in the Sky, care este
unul dintre preferații publicului, îl aducem în fiecare an pentru fanii lui și avem și un junior care e la a doua competiție și sperăm ca toate lucrurile să fie bune. Îți mulțumim mult! Expoziția va fi deschisă și astăzi și mâine până la ora 17 aici la Sala Palatului și există o zonă special amenajată și pentru adopții. Atât de aici, Silviana, apoi la tine! Diana, îți mulțumesc și pentru imagini și pentru informații. Se scrie istorie la Opera Națională Română, una dintre cele mai vestite și iubite piese la nivel mondial, va avea în doar câteva zile premieră națională. Fantoma de la operă, vestitul musical care a făcut furor pe Broadway, este pus în scenă într-o manieră unică de artiști din țara noastră. Show-ul este atât de așteptat încât biletele au fost epuizate în primele câteva ore după ce au fost și scoase în vânzare. Coruri impresionante, efecte speciale în premieră și costume spectaculoase, toate se îmbină perfect în producția Fantoma de la Operă, un show unic jucat pentru prima dată în țara noastră. Piesa scrisă de vestitul Andrew Lloyd Webber a impresionat milioane de oameni și s-a jucat mult timp cu casele închise pe vestitul Boulevard Broadway din New York. Acum, pe scena Operei Naționale, echipa de specialiști care a pus în scenă spectacolele din Statele Unite, precum și cele din Londra, și-a pus talentul la contribuție pentru un rezultat absolut uluitor. Efectele speciale care se vor folosi în acest titlu, căderi de candelabru, ridicări de candelabru, dispariții de persoane din interiorul scenei. Cu soprana Irina Baianț în rol principal, Fantoma de la Operă este un spectacol atât de așteptat încât biletele au fost epuizate la foarte scurt timp după ce au fost scoase la vânzare. Un rol greu pe care acum îl găsesc, căruia îi găsesc alte profunzimi, alte înțelesuri, bineînțeles. Toată echipa ne-a ajutat să avem această viziune diferită și să știți că Fantoma de această dată este foarte diferită, este o cu totul altă abordare. Fantoma de la operă este fantoma unui gen, este fantoma unei instituții, este fantoma ce bântuie niște lucrători într-o instituție culturală, este fantoma plafonării, a autosuficienței, fantoma clișeelor de toate felurile, a ternului, a catifelelor îmbâxite și, în final, este un fel de manifest, un fel de Quo Vadis opera. Fantoma de la Operă a avut premiera mondială în anii 1980, iar de atunci și până acum a rămas unul dintre cele mai apreciate musicaluri la nivel mondial. Este un titlu extrem de important, ca dovadă interesul publicului pentru el. Este un, cum să spun eu, o navă amirală a acestei stagiuni și a stagiunii următoare a Operei Naționale și mă bucur că se întâmplă. Am găsit aseară o cutiuță de bijuterii foarte, foarte veche și am încercat să probez un inel de-al bunicii mele și uitându-mă la cutiuța cu bijuterii mi-am dat seama că exact așa e și rolul ăsta, este ca o bijuterie. Fantoma de la Operă va avea premiera pe 31 martie, iar organizatorii anunță că va fi un spectacol cum nu s-a mai jucat până acum pe scenele din țara noastră. Dacă până acum credeam că social media se joacă doar cu mintea noastră, specialiștii vin cu un avertisment. Orele în șir petrecute pe telefon pot provoca boli grave, precum diabetul sau obezitatea. În plus, afectează și calitatea somnului pe termen lung. Am ajuns dependentă de telefon și nu pot să-mi văd viața fără telefon. Cam cât timp petrești tu pe telefon pe zi? Mult. Cred că vreo 10 ore. Vreo 5-6 ore pe zi. Rețele de socializare, cumpărături, plăți, examene, toate se petrec prin intermediul telefonului mobil, devenit parte integrantă din viața de zi cu zi. Trăim într-o lume și într-o perioadă în care telefoanele fac totul pentru noi, adică fac viața mult mai ușoară. Raportul de activitate al mobilului îi arată Andrei, de exemplu, că stă 10 ore pe zi în fața ecranului. TikTok, YouTube, muzică, Spotify, când mai gătesc, mai pun pe fundal cât un podcast, câte... De ceva pe acolo. Întotdeauna ține telefonul lângă ea, iar atunci când nu îl mai are, se confruntă cu o problemă. De primele 5 minute de când mă trezesc, iau telefonul, mă uit, văd ce mai e nou pe Instagram, pe astea și nu mi-e frică să o admit. Pentru că e normal. Și seara la fel. Mai citesc câte ceva, m-am mai uit pe TikTok, mai ascult un podcast. Și nu este singura dependentă de telefonul mobil. Cătălin procedează la fel. E primul lucru pe care îl fac. Mă trezesc și direct zilnic. 6 ore.
Mă trezesc dimineața cu telefonul în mână, adorm cu telefonul în mână. Tehnologia modernă are dezavantajele ei, avertizează psihologii. Apar probleme la nivel de comunicare, apar probleme în zona afectivă, putem să dezvoltăm depresie, de exemplu, și apar probleme la nivel de corp. Nu mai știm cum să comunicăm cu ceilalți și ne întrebăm de ce avem social skills zero. Și de ce nu știm cum să gestionăm situația. Specialiștii avertizează că dependența de telefon poate provoca și probleme de sănătate grave, cum ar fi diabetul, obezitatea sau poate afecta calitatea somnului. Corpul se simte tensionat, corpul nu se simte destul de energic. Afectează atât durata prin insomnie, pentru că scurtează perioada de somn, dar și calitatea acestuia, pentru că nu se mai secretă suficientă melatonină. Pe lângă depresia și tulburările de concentrare care pot apărea la adolescent, apar și efecte, să zicem așa, organice, ca diabetul zaharat și obezitatea. Conform unui studiu, 86% dintre copiii cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani folosesc smartphone-ul zilnic, iar 63% de mai multe ori pe zi sau aproape tot timpul. Sportul ne scapă de stres la filanul unei zile sofisticate. Aerial yoga este tipul de mișcare care ajută atât mintea cât și trupul. Antrenamentele se fac în hamace suspendate, în timp de o oră se lucrează cu întreaga musculatură. Iată cum se desfășoară un astfel de curs. Acum, piciorul din față merge oblic. Încă nu deschidem lateral, celălalt copt merge spre sol și apoi din poziția asta, dacă sunt este prea mare tensiune la deschidere, voi duce, voi ridica cu siguranță. Dacă este, dacă nu, dacă merge bine, nimic. Aerial yoga este o formă de mișcare apreciată de tot mai mulți pasionați de sport și un stil de viață sănătos. Conceptul a fost adus și în țara noastră de către Minodora Timiș și se bucură de succes. Hamacele suspendate reprezintă elementul principal folosit în cadrul claselor. Este ușor elastic, foarte rezistent, după cum se vede. El are un corp principal în care, în principiu, cam cu de acesta nu mă folosesc la inversii, dar avem și niște mânere, trei tipuri de mânere. Mânere mici, mijlocii și mai este un tip de mânere lungi care ne ajută să facem șpagatul, de exemplu, în aer. Antrenamentele nu sunt atât de grele precum par, spun specialiștii. Timp de o oră se lucrează la toată musculatura corpului, dar se pune accent pe zonele care suferă cel mai mult în timpul unei zile solicitante. Se adresează și tuturor grupelor de mușchi, da, articulații, da, oase, dar în special coloana vertebrală este cea care este cea mai expusă, să spun așa. Și merg în față, deschid și apoi revin. Expiră când mergi în față, inspiră când privirea în față, balerina. Așa. Un astfel de sport se adresează tuturor categoriilor de vârstă și în special celor care vor să scape de stres. Este superb, scap și de stres, scap și de durerea de spate de la stat la birou, devii mai elastic și e fun. Cum e după? Cum pleci de aici? Foarte happy și îndurerat în același timp. Febră cum faci la yoga, nu faci la nimic. Te dor zone care nu știai că le ai. Orice stretching sau orice mișcare are efecte și asupra, nu știu, hormonilor de stres și după o zi la birou, după ce ai stat în fața calculatorului sau așa, stretching-ul și întinderile și orice. Parcă și somnul e mai bun după. Da, sigur că da. Aici corpurile noastre devin suple, foarte aerodinamice, pentru că noi lucrăm mult timp în aer, suntem în zbor, efectiv. Și atunci imaginați-vă dacă păsările au căpătat de-a lungul timpului acea formă aerodinamică, chiar și aici se observă schimbări esențiale de alungire și de tonifiere. Sunt foarte multe torsiuni, sunt foarte multe twisturi, foarte multă mobilitate, care în final spre asta conduc, spre un corp frumos, sănătos, suplu și longiliv. Astfel de antrenamente pot fi repetate de mai multe ori pe săptămână și sunt indicate la finalul activităților zilnice. Orice femeie își dorește să arate perfect în ziua nunții. Alegerea machiajului de mireasă poate fi însă o provocare, pentru că trebuie să arate impecabil timp de 24 de ore. În același timp să fie spectaculos și să evidențieze cele mai frumoase trăsături ale miresei. Aflăm din materialul următor ce tipuri de machiaj sunt în trend anul acesta și cum îl alegem pe cel potrivit.
Mediul online abundă în idei de machiaj și tocmai de aceea alegerea acestuia poate deveni de-a dreptul copleșitoare. Așa că make-up artiștii le sfătuiesc pe viitoarele mirese să lase deoparte tiparele și să opteze pentru un machiaj care le accentuează frumusețea naturală. Anul acesta machiajele în trend sunt machiajele alungite, machiajele cat eye, smoky eyes-urile și machiajele glam cu accente bronzy. Se pune mult accent pe zona ochilor și totodată pe conturarea feței. Iar machiajele alungite avantajează orice tip de fizionomie, ne spun tot make-up artiștii. De aceea sunt cerute de cele mai multe dintre mirese. Un astfel de machiaj durează cel puțin 2 ore și jumătate, așa că aveți grijă cum vă gestionați timpul în ziua cea mai mare. Am stilizat sprâncenele, am machiat ochii, am mers pe o variantă mai intensă pentru machiaj ochilor, un smoky alungit pe bază de eyeliner, pentru că intensitatea machiajului va cădea pe ochi la mirese. După ce machiajul ochilor a fost finalizat, se trece la următorul pas. Aplicarea fondului de ten e foarte importantă și tehnica de aplicare a acestuia, pentru că în funcție de cum este aplicat produsul, va avea și rezistență machiajul. Însă un machiaj reușit și rezistent nu depinde doar de talentul și tehnica folosită de către make-up artist. Pregătirea tenului nu se face doar în ziua evenimentului, ne atrag atenția specialiștii, ci și acasă, așa că o rutină de îngrijire foarte bine pusă la punct este obligatorie cu cel puțin 6 luni înaintea nunții. Mireasa, în timpul evenimentului, își sărută invitații, trebuie să aibă un machiaj care să fie rezistent pentru 24 de ore și atunci tehnica pe care eu o folosesc și pe care o recomand pentru o rezistență îndelungată este dublarea straturilor. Înseamnă că vom aplica mai întâi conturul cremos al feței, un blush cremos și un iluminator cremos, peste care vom veni și cu un produs tip pudră. Rezultatul este unul spectaculos, iar pentru a fi pe deplin mulțumite în ziua evenimentului, specialiștii le sfătuiesc pe viitoarele mirese să nu renunțe la machiajul de probă. Mă simt foarte bine, chiar dacă pare un machiaj foarte accentuat. E un machiaj lejer pe care l-aș purta o zi și o noapte, fără probleme. Prețul unui machiaj de mireasă pornește de la 250 de lei și crește în funcție de dorințele fiecărei cliente. Drumul spre o viață sănătoasă începe încă de pe băncile școlii, însă puțini copii din România se bucură de o masă caldă în locul unde învață. De aceea, autoritățile au început să amenajeze cantine școlare dedicate elevilor. La Brașov, edilii vor să preia exemple care funcționează de ani de zile în câteva licee din oraș și să creeze cantine noi în cât mai multe unități de învățământ. Aici avem găluștile, aici avem supa cu legume, țelină, morcov, ceapă. Aici avem arivioarele. În bucătăria cantinei de la liceul Andrei Mureșanu din Brașov este forfotă mare. Cele 3 bucătărese care lucrează aici pregătesc zilnic mâncarea care ajunge în farfuriile copiilor. Toate bucatele sunt gătite proaspăt, din ingrediente naturale, iar meniul este diferit în fiecare zi. Un somon la cuptor, cu verdeață, cu oregano și busuioc, un pilaf de orez cu ciupercuțe și legume. Iar la desert, micii gurmanzi au savurat astăzi melci cu dulceață. Dar mâncarea elevilor nu este aleasă întâmplător. Practic în fiecare zi, asistenta medicală socotește și valorile nutriționale raportat la cantitatea de alimente, câte proteine, câte glucide, câte lipide și numărul de calorii. Masa de prânz a copiilor trebuie să aibă în jur de 1200 de calorii, iar limita zilnică admisă este de 3500. De aceea și ingredientele sunt alese cu grijă. Carne slabă în general, da, cotlet de porc, carne de pui, de curcan, la care asociem cât de des putem legumele sau cartofi sau orez în funcție de meniu. Încercăm într-o săptămână să primească din toate grupele alimentare. Copiii de la clasa pregătitoare până la elevi de liceu mănâncă zilnic o masă caldă la cantină. Prețul unui meniu complet care conține o ciorbă, un fel principal și desert,
este de 17 lei. Nițelul cu salată orientală, mai îmi place și peștele cu orez. E foarte bun, domne, gătesc foarte bine, gătesc sănătos și e foarte bună mâncarea. Este foarte bună și eu cam tot timpul mănânc totul. Îmi plac toate, n-am preferată. Primim copii, nu numai copiii noștri, primim copii și din afara liceului pedagogic care vin să servească masa la noi. De obicei sunt copii navetiști cărora le prinde bine o masă caldă. Capacitatea e cam de 130 de copii zilnic. Pornind de la astfel de exemple, autoritățile din Brașov își propun să extindă cantinele școlare în cât mai multe unități de învățământ din oraș. Un proiect vizează construirea sau amenajarea de cantine la fiecare unitate școlară. Cel de-al doilea proiect vizează o masă caldă pentru toți elevii din Brașov. În prima etapă vrem să producem noi mâncarea, iar aceasta să fie livrată elevilor în școli. La nivel național, statisticile arată îngrijorător. Doar 10% dintre unitățile de învățământ din România au cantine. Nici proiectul Masa Caldă în Școli nu a fost de mare succes. În doar 32 de județe a fost implementat acest program pilot, dar în multe cazuri acesta a fost abandonat din cauza lipsei de implicare a autorităților. O nouă atracție turistică în Cluj, turnul pompierilor din centrul orașului a fost reabilitat și modernizat și acum se află inclus pe lista monumentelor istorice din România. Etajul superior permite o vedere superbă asupra orașului și poate fi folosit pentru organizarea de evenimente culturale. De cum și-a deschis porțile, turnul pompierilor din Cluj-Napoca a și fost asaltat de turiști, dar și de localnici, dornici să admire orașul de la înălțime. Am venit să vizităm și noi turnul, care este proaspăt renovat și reabilitat, arată foarte frumos și ne bucurăm. Cum se vede orașul de aici? Superb, superb, e foarte frumos. Dar cum ți se pare că se vede orașul de aici? Foarte micuț. Mașinile mi se par micuțe și oamenii. E frumos? Da. Cel mai nou loc de belvedere oferă imagini spectaculoase asupra orașului, iar acestea sunt imortalizate de toți vizitatorii. Nimeni nu pleacă de aici fără să facă măcar o fotografie. Vezi altfel clădirile față de cum le vezi de la nivelul solului. Am văzut că ai făcut poze. Da, păi normal, trebuie să faci pentru Instagram, TikTok, chestii de genul. Este un punct de atracție, să zicem, deosebit față de punctul de belvedere care îl avem în partea dreaptă. Nu este la o înălțime așa de mare, dar te poți simți mai aproape față de oraș. Este un punct mai intim. Turnul pompierilor a fost construit în anul 1574 în cadrul celei de-a doua incinte medievale de apărare a orașului. Inclus pe lista monumentelor istorice din România, turnul a fost consolidat și modernizat din fonduri europene, iar o echipă de arhitecți a gândit tot proiectul, astfel încât să fie atractiv pentru toată lumea. Pe lângă partea de belvedere, turnul pompierilor din Cluj-Napoca găzduiește și o expoziție cu fotografii și obiecte vechi, aflate în custodia Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență. În viitor, aici vor fi organizate și diferite evenimente culturale. Dacă vreți să vizitați turnul pompierilor, trebuie să știți că puteți urca atât pe scări cât și cu liftul. Programul de vizitare este între orele 9 și 17, iar intrarea e gratuită. Orarul de funcționare va fi prelungit din a doua parte a lunii aprilie. Sunt și oameni romantici în Cluj și ne place să vedem orașul nostru frumos și din punct de vedere al nopții. Odată cu deschiderea, turnul pompierilor a fost inclus și în circuitul turistic al orașului, așa că grupurile cu ghizi nu vor rata acest nou obiectiv din Cluj-Napoca. Doamnelor, domnilor, jurnalul se oprește aici. Sunt Silvia Ioniță, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept diseară de la ora 18 cu știri. O zi frumoasă vă doresc. Toate bune!
Astăzi, în vestul, nordul și centrul țării, valorile termice vor fi în scădere și vor deveni apropiate de cele normale pentru această dată. În sudul și în estul teritoriului, vremea se va menține deosebit de caldă pentru ultima decadă a lunii martie, cu excepția litoralului, unde vremea va fi răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și, mai ales, seara va ploua local. La munte, la altitudini mari, spre seară va fi și Lapoviță. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, unde rafalele vor depăși 70-80 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 13 grade în Maramureș, în dealurile Crișanei și pe litoral, și în jurul la 23 de grade în Muntenia, Moldova și izolat în Oltenia. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia ne bucurăm de o zi plăcută. Cerul va fi variabil, iar maximele urcă până la 20 de grade în Pitești, 22 de grade în Călăraș. În Transilvania, atmosfera va fi mohorâtă și sunt anunțate ploi. Valorile termice ajung la 19 grade în Brașov, 14 grade la Cluj. În Moldova, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și sunt șanse să plouă. Se vor înregistra 21 de grade în Galați, 24 de grade în Iași. În vestul țării se răcește, iar meteorologii anunță ploi. Termometrul va indica 12 grade în Reșița, 13 grade în Oradea. În Oltenia ne așteaptă o zi caldă, dar sunt condiții pentru ploaie. Vor fi 20 de grade în Craiova, 20 de grade în Slatina. În Dobrogea vorbim de vreme plăcută, cu soare și ploi slabe pe arii restrânse. Termometrul va indica 13 grade în Constanța, 18 grade în Tulcea. În capitală, vremea va fi cu mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru ultima decadă a lunii martie, astfel că temperatura maximă va fi de 22-23 de grade, cu 8-9 grade peste media multianuală a datei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare, iar seara probabilitatea pentru ploi slabe de scurtă durată va fi în creștere. La noapte cerul va fi variabil și sunt anunțate ploi. Minima coboară la 10 grade. Mâine meteorologii spun că va fi o zi cu atmosferă însorită, dar sunt și condiții pentru ploi slabe. Se vor înregistra 21 de grade. La munte temperaturile sunt în scădere. Cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Carpații Occidentali. Pe băi și în depresiuni, dimineața și noaptea se va semna la ceață. Se vor înregistra 7 grade la Stâna de Vale, 14 grade în Sinaia.